Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au admis cererea de punere în libertate sub control judiciar formulată de avocații lui Ghiță Ignat. Fostul practicant de lupte, alias Ursul Carpatin, nu are voie să părăsească localitatea de domiciliu, dar și alte obligații, printre care aceea de a se prezenta periodic la poliție. De asemenea, el nu are voie să poarte nicio armă și nici să ia legătura cu celelalte persoane puse sub acuzare în dosarul care îl privește. Fostul campion național al greilor la greco-romane este acuzat de anchetator că în vara anului 2010 a scos aproximativ 500.000 de dolari australieni, adică peste 400.000 de euro, prin folosirea de dispozitive de skimming la bancomate, dispozitive care copiază banda magnetică a cardului introdus în bancomat, fiind folosită și o cameră de luat vederi pentru a reține codul PIN al cardului. Faptele au fost comise în special la ATM-uri din orașele de pe coasta de est a Australiei, dar și de pe teritoriul Malaeziei și Marii Britanii.